Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Rucăr au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 că între cinci lucrători silvici și mai multe persoane a izbucnit un conflict. La fața locului s-au deplasat polițiștii. Din verificările efectuate a rezultat că în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în punctul Pleișor din localitatea Dragoslavele, cinci lucrători silvici au depistat trei adulți și un minor care transportau material lemnos cu două atelaje hipo, fără documente legale. Persoanele în cauză au devenit agresive și au amenințat pe lucrătorii silvici cu drujba și cu un topor. Polițiștii au identificat persoanele implicate și au întocmit documentele necesare, fiind sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Câmpulung. De asemenea, a fost confiscată și cantitatea de 1,5 metri cub de material lemnos, a cărei proveniență nu a putut fi dovedită.